scoală-te, ia spatul tău și mergi la casa ta. Din Sfânta Evanghelie a Duminicii de astăzi de la Marcu, capitolul 2, versetul 11. Preacucernice Părinte Consilier, Preacucernice Părinte Protopop, Preacucernici Părinți, domnule deputat, domnule președinte al Consiliului Județean, domnilor primari, onorate oficialități și iubiți frați și surori. În această duminică frumoasă, când Dumnezeu ne dă bucuria să fim împreună, cuvântul meu de învățătură îl intitulez Doctorul sufletelor și al trupurilor. Pentru că acest subiect ni-l sugerează chiar Sfânta Evanghelie. El, Domnul Iisus Hristos, este Doctorul sufletelor și al trupurilor. Toate evangheliile sunt pline de minunile făcute de Domnul Iisus Hristos. Atunci și de atunci încoace, Domnul Iisus Hristos are milă și îi tămăduiește pe cei bolnavi cu sufletul și cu trupul. E atât de simplă relatarea Evangheliei de astăzi. Domnul Iisus Hristos era în Capernaum, lângă Marea Galilei, cetatea sa. S-au adunat mulți ca să-L asculte, era plină casa, era plin și în fața casei. Patru oameni aduceau un slăbănog pe care doreau să-L prezinte Domnului Hristos ca să-L facă sănătos. N-au putut intra pe ușă și L-au coborât prin acoperiș. Domnul Hristos, spune Evanghelia, văzând credința lor, i-a zis slăbănogului, iertate îți sunt păcatele tale. Cărturarii în mintea lor au început să comenteze, cum zice acesta, iertate sunt păcatele tale? Cine iartă păcatele în afară de Dumnezeu? Și Domnul Hristos, înțelegând că așa au gândit, le-a zis, ce este mai ușor, a zice, iertate sunt păcatele sau ia spatul tău și umblă? Dar ca să știți că puterea are Fiul omului pe pământ să ierte păcatele, îi zic slăbănogului, ia spatul tău și du-te la casa ta. Acum, comentează cei ce citesc și iubesc Scripturile că Domnul Hristos întâi a iertat păcatele, ajungând la cauza slăbănogiei lui, la cauza bolii lui, care erau păcatele. În veacul al IV-lea a fost un mare misionar, Sfântul Chiril al Ierusalimului. El îi pregătea pe necreștini să îmbrățișeze creștinismul. Și a scris o carte de cateheze minunată, prin care îi învăța pe oameni ceea ce ne spune Domnul Iisus Hristos. Și în cateheza a 10-a le explica ascultătorilor numele Domnului nostru Iisus Hristos. Și iată, îmi permit să vă citesc câteva rânduri din cele scrise de Sfântul Chiril al Ierusalimului, în limba ebraică. Iisus înseamnă mântuitor.
Adică cel ce ne salvează din păcat, din rău. Și ne duce în împărăția lui Dumnezeu. Iar în limba greacă, cel care vindecă, auziți, în limba greacă, cel care vindecă, Hristos, cel care vindecă. Căci El este doctorul sufletelor și al trupurilor și tămăduitorul celor ținuți de duhuri rele. El vindecă și ochii orbilor, dar în același timp luminează și mințile. Este doctorul șchiopilor, dar îndreaptă și picioarele păcătoșilor spre pocăință. Spune paraliticului să nu mai păcătuiești, dar spune și ia-ți patul tău și umblă, pentru că trupul se paralizase din pricina păcatului sufletului. A vindecat mai întâi sufletul ca să aducă prin asta vindecare și trupului. Așa predica Sfântul Chiril, Patriarhul Ierusalimului. Și așa înțelegem și noi din Evanghelia de astăzi. Întâi i-a iertat păcatele, iar apoi l-a făcut sănătos și l-a trimis să meargă la casa lui. Domnul Iisus Hristos, după ce s-a înălțat la cer, pe pământ a lăsat biserica în care El lucrează până la sfârșitul veacurilor. Și în biserică, Domnul Hristos a lăsat sfintele taine, lucrătoare și eficiente. Și lucrarea asta de tămăduire a trupurilor, așa cum bine știm, o face prin taina Sfântului Maslu. Și o cântare de la taina Sfântului Maslu este cuprinzătoare. O citesc. Doamne, sufletul meu, cel slăbănocit cu multe feluri de păcate și cu fapte netrebnice, ridică-l cu cercetarea ta cea dumnezeiască, precum ai ridicat de mult pe slăbănogul, ca fiind mântuit să stric ție, îndură-te, Hristoase, și dă-mi tămăduire. Lucrarea aceasta o face Domnul Iisus Hristos prin taina Sfântului Maslu. Tămăduiește sufletul și trupul. Taina aceasta sau lucrarea aceasta de tămăduire este pomenită și în Sfânta Scriptură. Zice Apostolul Iacob în epistola sa, în capitolul 5, începând cu versetul 13, ceea ce știți dumneavoastră. Este vreunul dintre voi în suferință să se roage? Este cineva cu inimă bună să cânte psalm? Este cineva bolnav dintre voi să cheme preoții bisericii și să se roage pentru el, ungându-l cu unt de lemn în numele Domnului? Și rugăciunea credinței va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va ridica și de va fi făcut păcate, se vor ierta lui. De ce? Pentru că Domnul Iisus Hristos este doctorul sufletelor și a trupurilor. Îl tămăduiește astăzi pe bolnavul pe care îl vedem adus de patru prieteni cu tarfea, cu patul său. Acum am zis că Domnul este tămăduitorul sufletelor și al trupurilor. În veacul al 14-lea a trăit Sfântul Grigorie Palama. Cei ce iubiți pelerinajele și ajungeți și prin Tesalonic, intrat în Biserica Mitropoliei și acolo, în stânga,
vedeți racla cu trupul Sfântului Grigorie Palama. El a fost mitropolitul Tesalonicului, însă a fost și mare teolog. Și-a accentuat acest lucru în fața raționaliștilor. Pentru că, de pildă, în același timp, un anume Varlaam Călugăr și el, dar raționalist, zicea că nu poate intra omul în legătură cu Dumnezeu. Sfântul Grigorie Palama, care a scris mult, a scris despre Sfânta Lumină, a scris despre rugăciune. Sfântul Grigorie Palama a zis, cum nu? Cum nu poate intra omul în legătură cu Dumnezeu? Pentru că energiile necreate se revarsă din Dumnezeu în biserică prin Sfintele Taine și le dă posibilitatea credincioșilor ca să se apropie de El, să se facă sănătoși, să se tămăduiască cu sufletul și cu trupul. Ori în a doua duminică din postul mare, vedeți pe calendar, este pomenit tocmai Sfântul Grigorie Palama, care a fost credincios. I-a apărat pe isihaști, adică pe părinții care făceau rugăciuni, care se interiorizau. Și, împotriva raționaliștilor, împotriva scolasticilor, a zis, nu e așa cum ziceți voi. Cum să nu putem intra în legătură cu Dumnezeu? Dumnezeu revarsă energiile sale peste cei ce îl cheamă, peste cei ce se apropie. Dumnezeu îi face sănătoși pe cei bolnavi cu sufletul și cu trupul. La un moment dat, am spicuit din ceea ce a scris Sfântul Grigorie Palama, pe care îl pomenim astăzi, doar două fraze. Prima din ele. Zice Grigorie Palama așa. Care este porunca lui Dumnezeu care ne stă în față? Pocăința, care ne cere în primul rând să nu ne mai atingem de cele oprite. Pocăința. Nu zăbovesc acum asupra acestui subiect. În paranteză fiind spus, nu toată lumea înțelege ce e pocăința. A te pocăi nu înseamnă să treci la un cult neoprotestant, ci a te pocăi, ne spune Sfântul Ioan Damaschin ce înseamnă. Pocăința e întoarcerea cu părere de rău și cu lacrimi. De la păcat la virtute și de la diavolul la Dumnezeu, îndreptarea vieții. Asta e pocăința. Și o pomenește Sfântul Grigorie Palama. Pocăința care ne cere în primul rând să nu ne mai atingem de cele oprite, de multele păcate pe care le facem. Acum fiind post, să nu ne atingem nici de bucatele de dulce. Și apoi o altă frază de la Sfântul Grigorie Palama este următoarea, tot referitoare la post. Iar despre pântece, împăratul patimilor, ce să zic? Dacă poți să-l faci ca mort și să-l armocești, să nu slăbești în această lucrare. Deci aflăm astăzi că Domnul Iisus Hristos este doctorul sufletelor și al trupurilor. Și aflăm astăzi că omul, așa cum ne zice Sfântul Grigorie Palama, poate intra în legătură cu Dumnezeu, să revarsă în biserică energiile necreate a lui Dumnezeu și ne fac sănătoși și cu sufletul și cu trupul. Important este să apelăm la ajutorul Lui întotdeauna. Să apelăm la ajutorul Lui mai ales în aceste vremuri dificile, ciudate, când este prezentă această pandemie, ne rugăm lui Dumnezeu să o îndepărteze de la noi.
Dar în aceste vremuri când, vedeți, s-a declanșat și acest război, rugăm pe Dumnezeu să aducă pacea, să le dea în suflet, în minte, celor care sunt în stare să îndrepte lucrurile, să contenească războiul. Am zis că nu mă lungesc. El este doctorul trupurilor și a sufletelor. Doar un gând referitor la suflet. Acum știm cu toții ce-i tămăduirea trupului, pentru că sunt atâtea necazuri, atâtea greutăți, și îl rugăm pe Dumnezeu să le îndepărteze de la noi atâtea suferințe. Dar în ce privește sufletul, vedeți, părinții în general spun că sufletul are 4 funcțiuni. Rațiune, sentiment, voință și conștiință. Și că datorită păcatelor noastre, toate aceste funcțiuni nu mai merg cum ar trebui să meargă. Rațiunea sau gândul nostru ar trebui să fie mereu la Dumnezeu. Sentimentul, să iubim lucrurile frumoase, curate și bune. Voința, să avem o voință fermă înspre a lupta împotriva păcatului și înspre a face binele. Nu se plângea Sfântul Pavel în epistola către romani. Răul pe care n-aș vrea să-l fac, pe acela îl fac. Și binele pe care aș vrea să-l fac pe acela, nu-l fac, nenorocitul de mine. Deci, voința. Și apoi conștiința. Conștiința care ar trebui să fie trează. Ar trebui să fie trează. Și să ne spune când, să ne spune când facem bine și să ne spune când facem rău. Pentru că este conștiința glasului Dumnezeu din om. Deci nu mai zăbovesc. Și vreau să subliniez cu putere că El, Domnul Hristos, este doctorul sufletelor și al trupurilor. La El apelăm mereu, apelăm și acum în postul mare. Îl rugăm să ne tămăduiască trupește, îl rugăm să ne tămăduiască și sufletește, spovedindu-ne bine, luând în serios lucrarea lui Dumnezeu, pe care o face prin energiile necreate, cum ne zice Sfântul Grigore Palama, care se revarsă în biserică prin toate tainele. Că am pomenit taina maslului, fiind vorba de sănătate, dar pomenim și taina Sfintei Spovedanii, pentru că e vorba de sănătatea sufletului. Iubiți frați și surori, să dea Dumnezeu ca postul cât mai este și mai este încă, să meargă liniștit, bine, frumos, iar sărbătoarea Paștilor să vină cu multă, multă bucurie. Și bunul Dumnezeu să îndepărteze și pandemia prezentă în lume și să aducă și pacea între oamenii care se războiesc. Amin.